Ne-am întors în direct. Mediul de afaceri așteaptă o creștere a inflației cu până la 30%, arată un sondaj realizat de Consiliul Național al IMM-urilor în privința situației economice din țară în contextul actual. În ceea ce privește o majorare a salariilor angajaților în următoarea perioadă, mai puțin de jumătate dintre antreprenorii care au luat parte la sondaj sunt, spun că ar fi dispuși să adopte o astfel de hotărâre. Aproximativ 3.000 de antreprenori au participat la sondajul organizat de Consiliul Național al IMM-urilor pentru a-și exprima opinia referitoare la contextul economic actual și a gradului de încredere a firmelor private în instituții precum Camera de Comerț sau Sistemul Bancar. La studiu au luat parte atât reprezentanții ai micro-întreprinderilor, cât și ai celor cu minim 250 de angajați din domeniul comerțului, al serviciilor, dar și al producției. Peste 90% dintre aceștia anticipează scumpire ale produselor și serviciilor în următoarea perioadă cu până la 30%. Referitor la posibilitatea creșterii salariului minim al angajaților lor cu 200 de lei neimpozabili în perioada următoare, mai puțin de jumătate dintre aceștia au fost dispuși să adopte această schimbare. Scumpirea combustibilului, menținerea competitivității și creșterile anterioare a salariilor se numără printre motivele pentru care antreprenorii nu iau în calcul o mărire de salariu. În ceea ce privește încrederea antreprenorilor, antreprenorilor în instituțiile de reprezentare. Antreprenorii își pun cel mai mult baza în confederațiile patronale, iar ONG-urile au primit cele mai puține voturi.